Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, vom citi versetele 35 la 38. Ioan, capitolul 9, de la 35 la 38. Și cuvântul Domnului sună în felul următor. Iisus a auzit că l-au dat afară pe orbul care fusese vindecat. Și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el, și i s-a închinat, amin. Una din marile întrebări ale Scripturii, una din întrebările fundamentale ale omenirii este aceasta. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Adică, crezi tu în Iisus? Acesta este seminarul nostru din această seară. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Este important să ne adresăm această întrebare și este important ce răspundem la această întrebare. Pentru că unii cred, alții nu cred. Unii cred într-un Iisus care este un lider religios, a fost o persoană importantă cândva, dar Iisus în care trăiește crezut este Fiul lui Dumnezeu. Nu este numai o persoană istorică, este Fiul lui Dumnezeu. În pasajul nostru, contextul este următorul. Împreună cu apostolii săi, aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, Mântuitorul Iisus Hristos a întâlnit un orb, un orb din naștere. Ucenicii i-au pus o întrebare neînțeleaptă Mântuitorului. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere, deci orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Cum era să păcătuiască el dacă încă nu se născuse, nu? Deci, o întrebare stupidă, așa cum de multe ori și noi punem întrebări negândite, în loc să stăm și să judecăm bine problemele, lucrurile care ne înconjoară. Și așa arată și această întrebare mare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? În acest Iisus al Scripturilor, singurul care mântuie, singurul care are mântuirea, singurul care are nemurirea. De credința în acest Iisus va depinde mântuirea ta, mântuirea mea. De credința în acest Iisus vor depinde binecuvântările pe care noi le așteptăm din partea lui Dumnezeu. Înainte însă de a intra în întrebarea propriu-zisă, se ridică o altă întrebare. Orbul acesta, după ce a fost vindecat, a fost abordat de mai mari timpului, de preoții timpului și de cărturari, adică de doctorii legii, specialiști în lege. Și uitați ce cuvinte au acești oameni și ce răspunde orbul și de aceea orbul vindecat acum și de aceea se ridică o întrebare foarte mare. Și o să vedeți care este. Ioan 9:24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos.
El a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Întrebarea este: vindecă Iisus Hristos înainte să mântuie? Pentru că, vedeți, cu orbul acesta se întâlnește din nou, după ce este vindecat, se întâlnește cu el și îl întreabă: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și este evident că nu știe cine este Iisus Hristos, până când Mântuitorul îi se revelează și apoi spune: cred, și ei se închină. Ascultă Domnul pe păcătoși ca să facă minuni cu ei și nu răspunde la poporul său să vindece în mijlocul poporului? Nu. Aș vrea să privim la acest orb care a fost vindecat din perspectiva legii. El este un om care este credincios după lege, iar Iisus Hristos încă este în acea perioadă în care lucra în mijlocul lui Israel după lege. Și este limpede că acest orb care a fost vindecat de Iisus Hristos este un om temător de Dumnezeu și este un om care cunoaște și crede cuvântul lui Dumnezeu, pentru că altfel nu răspundea acestor mai mari ai norodului de la care a învățat Scriptura. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. De unde a învățat lucrul acesta? Din familie și din sinagogă la care participa. Și după lege, el este un om credincios. De aceea Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, își întinde mâna, îl vindecă și apoi, bineînțeles, îi revelează toată mântuirea lui Dumnezeu prin Iisus. Haidem deci să intrăm în această întrebare mare: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și să ne uităm la patru lucruri legate de această întrebare. Primul lucru: imperativul unei astfel de întrebări. De ce o astfel de întrebare? De ce o astfel de întrebare? De ce? Pentru că Dumnezeu, deci primul argument este acesta, pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi, ca de la acest orb, să fim oameni ascultători de El. Un om care spune cred în Iisus, dar nu ascultă de cuvânt, nu este un om credincios. Versetul 6 și 7. După ce a zis aceste vorbe, Iisus, cât a vorbit cu el, Iisus a scuipat pe pământ și a făcut tine din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tine aceasta și i-a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit însemnează trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. De ce o astfel de întrebare? Am spus pentru că întrebarea cere ascultare. Orbul acesta a ascultat de Dumnezeu. Este un om care trăiește după lege, cum v-am spus. Și este foarte profund în gândirea acestui om. El a simțit în duhul lui că nu stă de vorbă cu un om de rând când a vorbit cu Iisus Hristos. A simțit în duhul lui că stă de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu. Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă vă uitați în Levitic 15 cu 8, cuvântul Domnului spune: când o persoană scuipă pe altă persoană, persoana aceea scuipată este o persoană, cum? Necurată. Deci, în virtutea legii, orbul acesta, pe lângă că este orb acum, devine și necurat după lege. Dar orbul acesta are acea capacitate spirituală de a simți că trebuie să asculte. Și că cel care a scuipat pe pământ și a făcut tine și i-a uns ochii, nu este un om de rând, nu este un profet de rând, nu este un învățător de rând, ci el trebuie să fie o ființă dumnezeiască. El știa de Mesia. Așa cum samariteanca aceea a zis: știu că va veni în lume Hristosul care se numește Mesia, unsul lui Dumnezeu, și lumea trebuie să asculte de el. Și ei vorbește Iisus ca și acestui orb: eu sunt care vorbește cu tine acela. Dar orbul acesta ascultă. Ascultă. De aceea se pune întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? De aceea este imperativul acesta, întrebarea aceasta: crezi? Pentru că întrebarea cere răspuns și cere ascultare. Ne este cunoscut și vă este cunoscut acest pasaj biblic din 1 Samuel 15 cu 22, când profetul stă de vorbă cu împăratul lui Israel, Saul, și ce îi răspunde? Ascultarea face mai mult decât jertfe. Mai mult decât jertfe. Iar în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 6, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu: cine cunoaște pe Dumnezeu, spune apostolul Ioan, ne ascultă.
Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Așa este valabil și astăzi. Dacă în casa lui Dumnezeu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, auzim cuvântul lui Dumnezeu explicându-se și în mintea noastră sau în sinea noastră spunem, s-o crezi tu, înseamnă că nu suntem din adevăr, nu suntem din Dumnezeu. Deci, puneți această întrebare. Când Dumnezeu adresează cuvântul acesta, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, îl adresează cu un scop și scopul este să aștepte un răspuns în ascultare. Că dacă spui cred, trebuie să asculți. Și observați ce spune Ioan, ascultarea aceasta de care vorbește Sfânta Scriptură, de care vorbește și Noul Testament, este o ascultare care ne identifică drept copii al lui Dumnezeu. Pentru că dacă întoarcem spatele adevărului, întoarcem spatele cuvântului care se propovăduiește și nu ne place, cum nu le-a plăcut, de exemplu, la ascultătorii lui Ștefan, spune, când le vestea aceste cuvinte, îi tăia la inimă, adică îi deranja. Că e bine să ne taie inima împrejur, că atunci ne convertește. Dar îi tăia la inimă în sensul negativ al cuvântului, în sensul că îi înțepa. Și de aceea au rămas în păcatul lor. Răspunsul în ascultare trebuie să fie unul personal. Unul personal. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Deci tu trebuie să crezi. Eu trebuie să cred. Asculți tu de Fiul lui Dumnezeu? Asculți tu de biserică? Asculți tu de lideri? Asculți tu de cuvântul Sfintelor Scripturi? Apoi este un al doilea argument. De ce o astfel de întrebare? Dacă Dumnezeu ți-a hărăzit ca și Lui și o experiență cu Dumnezeu, ce faci? Rămâi doar în stadiul acela? Rămâi la faza aceea, la treapta aceea? Dacă Dumnezeu ne-a făcut parte de experiențe cu El, ne-am născut din nou, ne-a botezat cu Duhul Sfânt, ne-a făcut o vindecare divină, ne-a dat pâinea cea de toate zilele, ne-a binecuvântat familia, ne-a scăpat de la un accident, de la moarte. Frații mei, doamnelor și domnilor, întrebarea este aceasta, rămânem numai acolo sau creștem în această ascultare și răspuns înaintea lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte de cuvântul Sfintelor Scripturi? Când Dumnezeu a cerut poporului lui Israel, a zis, apropiați-vă de munte, pentru că am să vă vorbesc. Poporul s-a apropiat de munte, dar nu mai s-a apropiat de munte. 70 de oameni au urcat pe munte și doi din ei, Moise și Iosua, s-au dus până în fața lui Dumnezeu. Observați, din treaptă în treaptă, din aproape în aproape, întrebarea este, dacă credem în Fiul lui Dumnezeu, cât de mult ascultăm? Până unde ne ducem în această ascultare a noastră? El a zis, eu una știu, am fost orb și acum văd, și dacă sunt văd, nu mă opresc aici, am să spun la toată lumea lucrul acesta. Eu știu acest lucru. De la aceasta nu mă puteți opri, de la aceasta nu mă puteți da înapoi. Apoi, întrebarea aceasta presupune credință, nu numai ascultare, nu numai a merge mai departe. Deci de ce se pune această întrebare? Întrebarea presupune credință. Și credința vine în urma cuvântului pe care îl auzim. Observați pe orbul acesta. Iisus Hristos i-a spus, du-te și te scaldă. S-a dus. A mărturisit că Iisus este un profet. Uitați-vă în Ioan 9:17. În contrast cu liderii religioși care au zis că este un păcătos. Deci cei care trebuiau să cunoască cuvântul au spus, dă slavă lui Dumnezeu, ăla e păcătos. Dar el spune, iarăși au întrebat pe orb, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Auziți-l. Este un profet, le-a răspuns el. Când asculți de Dumnezeu, ești înnobilat cu percepție, cu un duc de discernere. Dacă lipsește ceva în viața multora în aceste timpuri din urmă, așa cum s-a văzut ieri, că a lipsit curții supreme abilitatea de a gândi. Ați observat lucrul acesta?
I-a simțit curții, i-a lipsit curții supreme abilitatea de a avea logică, aprobând legalitatea acestei practici scârboase înaintea Domnului și înaintea oamenilor, homosexualismul, căsătorii homosexuale între bărbați, bărbați, femei, femei. Când crezi în Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu își pune mâna peste tine dacă l-asculți și te înnobilează cu acest spirit de discernere. Vezi păcatul și vezi adevărul. Vezi greșeala, vezi nevoia și răspunzi. Răspunzi în credință. A crezut că Iisus nu este un om de rând, ci că vine de la Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 33. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Extraordinară este teologia lui, credința lui. Dacă n-ar veni de la Dumnezeu, observați, orbul acesta vindecat de Domnul știe mai mult decât Nicodim. Nicodim este un cărturar, un doctor în lege. Și când stă de vorbă cu Iisus Hristos, uitați-vă în Ioan capitolul 3, spune: Învățătorule, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, pentru că n-ar învăța nimeni ca și tine, dar nu poate să meargă dincolo de aspectul acesta și nu pricepe care este puterea dincolo. Dar orbul acesta, care a fost orb și acum avea de știe că numai un om venit de sus poate să aibă putere să deschidă ochii unuia care n-a văzut niciodată. Credința lui de dovadă se arată prin curaj, pentru că a vorbit cu curaj despre Iisus în fața celor care îl negau pe Iisus Hristos. Ioan 9:30-33. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă Dumnezeu. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar fi venit de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Credința ascultă și te duci până unde trimite, du-te până la Siloam, până acolo a mers. Credința îl mărturisește, credința îl vorbește cu curaj, credința te face chiar să suferi pentru Iisus Hristos. Versetul 34. Iisus a auzit că l-au dat afară din sinagogă. Sigur, cu astfel de mărturie nu le place, tu nu ești bun în biserica noastră. La noi nu se crede în minuni, la noi nu se crede în naștere din nou. Noi vrem să mergem cu societatea. În biserica noastră vrem să se facă căsătorii homosexuale. Așa o să auzim de aici încolo. Așa o să auzim de aici încolo, în multe locuri. Aceasta nu-i credință. Aceasta e blasfemie. Aceasta este insultă la adresa lui Dumnezeu. Un om care își adresează această întrebare, ascultă, merge mai departe, umblă prin credință, umblă în pocăință. Pentru că aceasta dovedește că, într-adevăr, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Deci, întrebarea rămâne în picioare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Văzut ce presupune această întrebare, de ce este imperativă, importantă această întrebare. În al doilea rând să vedem răspunsuri posibile. Ce s-ar putea răspunde la întrebarea aceasta? Desigur că primul răspuns este acesta: nu cred, că sunt numai două răspunsuri reale. Nu cred. Însă, frați și surori, Doamne și Domnul Iisus Hristos spune această întrebare pentru că întrebarea are un aspect foarte important. Uitați-vă în versetul 35 pe care l-am citit și dacă aveți scripturile la dumneavoastră, felul în care Iisus adresează întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Credința trebuie să fie personală, individuală. Este nebiblic să mori în necredință
și alții să te placeze în rai. Luca 16:19-22. Este cu neputință, este nebiblic. Pentru dumneavoastră care ne ascultați la radio sau la televiziune sau pe internet, dacă trăiți cum vreți și credeți că după moarte rudele vor face slujbe și pomenii să vă trimită în rai, vă înșelați singuri. E nebiblic. Apoi este nedrept și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Pentru că întrebarea este personală. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu? În Marcu 16:16, uitați-vă la acest pasaj biblic. Cine va crede, nu cine va crede pentru cineva. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, nu va fi mântuit. Tu trebuie să crezi, eu trebuie să cred. Crezi tu? Să admitem că în lumea în care trăim, în familia ta, cum se întâmplă astăzi și vestea, măcar că ne surprinde de fiecare dată când o auzim, vestea se poate întâmpla cu oricare dintre noi, cineva din familie are cancer. S-a dus la spital și a aflat că are cancer. Și încă doctorii spune, este în fază finală, stadiu 5. Dar poate că mai putem prelungi viața. Și ascultați-mă bine ce vreau să vă spun. O să vi se pare că exagerez, dar nu. Așa este întrebarea pe care o pune Mântuitorul Iisus Hristos. Și persoana aceasta cu cancer are 35 de ani. Dăm un exemplu așa, 35 de ani. Tată la 2 copii, 3 copii. În vecini, cu tine, este un bătrân de 85 de ani. Și aude despre necazul familiei tale, despre necazul tău. Și vine la tine și zice, am auzit că ai cancer, îmi pare rău și trebuie să te opereze. Dar uite, mă operez eu în locul tău. Crezi că ajută? Păi eu am cancer, nu tu ai cancer. Da, dar mă operez eu, să nu te opereze pe tine, că tu ești tânăr. Așa este și cu mântuirea. Păcatul este un cancer care te mănâncă, ne consumă și ne consumă apoi etern, în iad. De aceea nimeni nu poate să creadă pentru noi, ci unul singur a putut să moară pentru noi. Este Iisus Hristos. De aceea Biblia ne spune, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu. În El trebuie să te crezut și personal trebuie să răspundem da, pentru că, așa cum am spus, sunt doar două posibilități. Nu cred, cea de-a doua este cred. Da, cred. Și când spunem da, cred, atunci primești cuvântul Scripturii. Nu mai este o carte oarecare, este cuvântul lui Dumnezeu, este un cuvânt cu putere, este un cuvânt care naște credință, este un cuvânt care dă speranță, este un cuvânt care revelează voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru casa ta, pentru noi. Dacă spunem da, primim pocăință, nu ne mai este rușine de pocăință? Chiar dacă rămâne în continuare în gândirea lumii un termen de batjocură, băi, pocăiții. Mi-aduc aminte că eram copii și adolescenți și tata care a făcut închisoare pentru credință îmi povestea că acolo în închisoare, nu, erau toți oamenii de toate culorile din satul în care m-am născut, 7 frați din biserică au fost închiși, printre care și tata și 6 bărbați și într-o altă parte era o soră, femeie, și erau ținta batjocurii pușcărieșilor. Îi scotea la muncă forțată pe pocăiții să meargă, pe pocăiții împingea, unde era mai mlăștinos, unde era mai rău, unde era, așa era legea. Dar spune tata, mi-aduc aminte că în vara aceea, într-o zi,
A venit o furtună puternică, o furtună teribilă. Ne-a luat pe toți și ne-a dus înapoi în celule, pentru că nu se putea sta afară. Dar nu numai că a venit furtuna, au venit niște fulgere și niște trăznete și zice, la un moment dat, cum stăteam jos, că erau 60 de oameni într-o cameră de 10 metri pe, nu știu cât, era mică camera acasă, 60 de oameni, cum stăteam acolo jos, zice, noi toți și ne mai rugam cu frații, la un moment dat ne trezim că cineva cade pe noi, vine al doilea, al treilea, au căzut vreo 15-20 pe noi acolo. Și am zis, măi, dar ne omorâți aici. Nu vă omorâm, că zice, ne temem că ne trăznește Dumnezeu, de aceea ne-am aruncat pe voi, că știm că Dumnezeu nu dă aici. Nu lovește aici. Știți, oamenii își bat joc de pocăință, dar în subconștientul lor, în conștiința lor, știu că nu fac, că nu fac bine. Știu că nu fac bine. Și dacă tu continui să-ți bați joc de pocăință și la această întrebare nu vrei să răspunzi, nu cred în Fiul lui Dumnezeu, în subconștientul tău știi că acolo undeva este cineva care vede toate lucrurile, care îți cunoaște inima, care îți cunoaște umbletele, care îți cunoaște calea, apucăturile, trăirile. Când te întâlnești cu Dumnezeu, iubești pocăința. Ești spălat de păcatele tale. Îl urmezi pe Dumnezeu și asculți poruncile, pentru că dovada cea mai limpede și cea mai ușoară de a cunoaște că cineva este mântuit și că cineva a răspuns cu credință în Fiul lui Dumnezeu este aceasta din Ioan 14:15. Foarte mulți spun, nu știu dacă sunt mântuit. Și asta este și o evlavie falsă printre frați și surori. Ce faci, frate? Și își pune și mâna așa, zice, Domnul știe. Soră, știe Domnul. Cum stai cu mântuirea? Domnul știe. Dar și tu trebuie să știi. Și eu trebuie să știu. Care e dovada? Dovada că suntem mântuiți și că am răspuns, da, Doamne, este, zice, dacă mă iubiți, ce faceți? Păziți poruncile mele. Ca să le păzești, trebuie să le cunoști. Și ca să le cunoști, trebuie să deschizi cartea Domnului și să le citești și să le afli și să le trăiești. Și atunci nu mai umbli cu evlavie falsă și cu demonstrații de pioșenie care nu sunt. În al treilea rând, este contra-întrebarea. Îl întrebi, a întrebat Iisus, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Te întreabă și astăzi. Dar este și o contra-întrebare. Dar cine e Fiul lui Dumnezeu să cred în El? Ați observat? Și nu este o insultă la adresa lui Dumnezeu să pui o întrebare de felul acesta. Și cine este El? Este Iisus Dumnezeu cu adevărat? Este Iisus în stare să ne ierte? Răspunsul. Nu numai că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor. Sfântul Apostol Pavel ne spune lucrul acesta, zice, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Același Apostol Pavel, prin Duhul Domnului, spune ceva mai mult. Nu numai că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El este singurul Dumnezeu. Singurul Dumnezeu. Mahomet nu e Dumnezeu. Allah nu e Dumnezeu. Confucius nu-i Dumnezeu. Orice lider religios nu-i Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Este Dumnezeul Scripturilor. Este singurul Dumnezeu. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie gloria în veci de veci, spune Apostolul Pavel. Unde este El? El este în cer? Dar El este și aici, în casa de rugăciune, în această seară. Unde este El? El este pe scaunul Lui de domnie, dar este și în inima mea, pentru că sunt templul Lui. Este în inima ta. Crezi tu lucrul acesta? Atunci crezi în Dumnezeu. Pentru că El este tot prezent. Însă ceva frumos în acest Fiu al lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, este ce nu este nimeni care are pretenția că este Dumnezeu.
Măcar că este ființă spirituală, supranaturală, Iisus Hristos are un trup ca al nostru acum. Pentru că El a luat trupul nostru când s-a născut în Betleem, a murit în acest trup și a înviat în acest trup. Uitați ce spune cuvântul Domnului, Luca 24, 38-39. Dar El le-a zis, după învierea din morți, pentru ce vi se ridică astfel de gânduri, că voi credeți că eu sunt un strigoi, un duh, o nălucă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Dar bineînțeles că este o carne transformată, sunt oase transformate, sunt glorificate. Poți să treci prin zid cu ele și poți să călătorești nu cu viteza luminii, care este 300.000 de kilometri pe secundă, 186.000 de mile pe secundă, ci călătorești cu viteza gândului. De-aia spune Apostolul Pavel, la o clipeală din ochi, la o clipeală din ochi ajungem în planeta Cer, în Împărăția Lui Dumnezeu, cu trupul schimbat. Acest Iisus poate fi abordat prin credință, Evrei 11 cu 6, 2 Corinteni 5 cu 7, prin rugăciune, Psalmul 34 cu 4, i-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Acest Iisus poate fi abordat prin cuvânt, Luca 24, 27-31, prin experiență personală, din nou Psalmul 34 cu 4. Cine este Iisus? Fiul lui Dumnezeu, în adevăr, dar ca să poți să răspunzi la această întrebare mai practic și mai pe înțelesul fiecare dintre noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus este Cel ce ne-a căutat și ne-a găsit. Versetul 35. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Credeți că noi l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos? Nu. El ne-a găsit pe noi. Aceasta este frumusețea. El ne-a găsit pe noi. Ceilalți care au pretenția de Dumnezei au inventat tot felul de legi. Prin faptele lor, prin strădaniile lor, prin biciuirile lor, să-L găsească pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a plecat la noi prin Iisus Hristos și ne-a găsit. A auzit de condiția noastră, a auzit de amărăciunea noastră, a auzit de experiențele noastre traumatice, și a venit și ne-a căutat. Nu numai atâta. Cine este Iisus? Nu numai Cel ce ne-a căutat. El este și Cel ce dialoguează cu noi. Uitați ce spune versetul 37. Iisus i-a zis, Cel ce vorbește cu tine, acela este. O, glorie Domnului! Avem un Dumnezeu care vorbește. Un Dumnezeu care vorbește. Vorbește prin cuvântul pe care îl ascultăm acum, este cuvântul lui Dumnezeu, vorbește prin Duhul Sfânt și mulțumim Domnului că avem daruri spirituale, vorbește prin experiențe, vorbește prin vise, vorbește prin vedenii, vorbește prin copii. Vă aduceți aminte? Într-una din vizitele pe care fratele Wumbrand ne-a făcut-o aici, nu știu dacă mai țineți minte lucrul acesta, a scris el și în revista The Voice of Martyrs, Vocea Martirilor, prin informațiile pe care le avea și legăturile care le avea în țările comuniste, în Cuba, spune fratele Wumbrand, într-o clasă, în clasa a treia, învățătoarea, tovarășa, a aflat că o fetiță din clasa a treia este din familie de credincioși, credincioși baptiști. Și a venit foarte furioasă, cum în clasa ei este cineva care crede în Dumnezeu, în Hristos. Și spunea fratele Wumbrand că în informații pe care le-a primit, a intrat în clasă și a pus catalogul pe masă și a zis, am auzit că aici este, în clasa aceasta, cineva care crede în Dumnezeu, în Iisus Hristos, o fetiță care crede în Iisus Hristos, să se ridice în picioare. Sigur, fetița s-a speriat, s-a ridicat în picioare. Și a spus, ia vină în față. S-a dus în față fetița aceasta, tremurând. Și a zis, întoarce-te către tovarășa, a zis, întoarce-te către sală, către copii. Și a întrebat-o, tu crezi în Dumnezeu? Și a zis, da. Dar de ce crezi? Pentru că mă iubește.
Și cine mai crede? Tata și mama. Și ce-ți face Dumnezeu ăsta? Îmi poartă de grijă. Da, am să vedem cum îți poartă de grijă. Și a obligat-o, spune fratele Wurmbrand, pe fetiță, și a zis, roagă-te lui Hristos, că știți că El zice, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Nu așa scrie în Scriptură, știa tovarășa că era pregătită. Da, roagă-te lui Hristos să-ți dea o pâine. Și a obligat-o pe fetiță în fața celorlalți copii să închidă ochii și să se roage, Doamne Iisuse, te rog frumos, dă-mi o pâine. Și când a deschis ochii, a zis, da, unde-i pâine? N-a fost pâine. Și apoi, tovarășa aceasta criminală, în logica ei, a zis, da, închide ochii din nou, acum și te rogi la tovarășul Castro și la partid. Fidel Castro, știți? La tovarășul Castro și la partid. Și spui, tovarășe Castro, partidule comunist, dă-mi o pâine. Fetița a închis ochii și s-a rugat. Tovarășa a venit pregătită în casă. Și când a deschis ochii, iar da franzela și a zis, ai văzut că tovarășul Castro și că partidul îți dă pâinea? Și fetița s-a luminat și a zis, mă mai rog o dată și mai rogă-te. A închis ochii și a zis, tovarășe Castro, te rog frumos, dă-mi un avion acum. Că n-a mai fost niciun avion pe acolo, nu? Pentru că Dumnezeu vorbește și prin copii. Când vrea să își arate măreția lui și înțelepciunea lui, mărit să fie Domnul. Deci este unul care te-a găsit, unul care dialoguează cu tine, este unul care te eliberează din neliniștea ta. Ioan 14:1, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Să nu te tulburi. Dacă crezi în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, ai găsit liniștea, pentru că El are putere să te elibereze de frământările păcatului, de neliniștea conștiinței, de dorința de a fi mântuit, de tulburarea în urma faptei pe care ai făcut-o, de necazul cu boala ta, de teroarea golului din inimă, de toate lucrurile. El este Cel ce ne dă libertate. Și în al patrulea rând, și în ultimul rând, dacă crezi în El, ce se întâmplă? Ce se poate vedea? Ce trebuie să faci? Pentru că la această întrebare, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Trebuie să răspunzi personal, trebuie să răspunzi practic, da, cred, trebuie să crezi după cuvânt, nu după ceea ce ai vrea tu sau aș vrea eu, și trebuie să te duci până la capăt în credința ta, până unde te trimite Domnul, până acolo trebuie să mergi. Și să nu-ți faci probleme, că Dumnezeu nu o să te trimită să omori pe nimeni. Iisus nu te trimite să-ți părăsești soțul sau să-ți părăsești soția, nu te trimite. Iisus nu te trimite să furi, nu te trimite să minți, nu te trimite să înșeli, să nu-ți faci probleme de felul acesta. Nu te trimite să strângi pe nimeni de gât. Nu. Când El vorbește cu tine, când El vorbește cu mine, El îți cere și îmi cere să fim oameni cu judecată, cu mintea la loc. Cine crede în El cu adevărat, primul aspect este devine o făptură nouă, o ființă nouă, o creație nouă. 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, el este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. Adică, obiceiurile care le-ai avut până acum, trăirea care ai avut-o până acum, gândirea care ai avut-o până acum, relațiile care le-ai avut până acum, toate trebuie să dispară. Trebuie să devii, trebuie să devin, trebuie să fim, frați și surori, domnilor și domnilor, făpturi noi, creații noi, oameni noi. Al doilea aspect, dacă crezi în El, pe lângă faptul că devii o făptură nouă, vezi bine în sfârșit. Ioan 9:7, uitați ce spune cuvântul Domnului. Orbul s-a întors, cum zice mai departe? Văzând bine. Deci când crezi în Mântuitorul Iisus Hristos, vezi bine, nu cețos. Vezi bine pe frați, vezi bine chiar și pe păstor,
vezi bine soția, vezi bine soțul, vezi bine pe mama, vezi bine pe tata. Începi să vezi bine și vezi bine. Vezi bine pocăința, vezi bine pe Dumnezeu, vezi bine pe semeni. Este imposibil să te întâlnești cu Dumnezeu, să-ți atingă El ochii, Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dacă ți-atinge sau mi-atinge cu tine și să nu vezi bine la urmă. Cânt Domnului că-și mi-a făcut bine. Te laud, Doamne, că-și mi-ai făcut o făptură așa de minunată. Ce bine vede sufletul meu în lucrul acesta. Trebuie să vezi, să văd, să vedem bine. 3. Dacă crezi, nu numai că ești nou și vezi bine, mărturisești public. Versetul 38. Cred, Doamne, i-a zis el. Și lucrul acesta se întâmplă în public, nu în privat, în particular. Pentru că l-a întâlnit afară și acolo erau oameni. Poate că pe unii, dacă îi întreb, crezi? Nu, ce-i treaba mea dacă cred. E business-ul meu dacă cred. Ea este problema ta dacă crezi. Dar dacă spui, totuși, că tu crezi, nu trebuie să-ți fie rușine și în public să spui, da, cred în Iisus Hristos. Cred în cuvântul Lui, cred în sfințenia Lui, cred în moralitatea Lui, nu în moralitatea oamenilor. Că după moralitatea oamenilor, nici curte supremă n-avem. Patru. Dacă crezi, îi aduci închinare. Ce spune aici versetul 38? Și i s-a, cred, Doamne, a zis el, și i s-a închinat. I s-a închinat. Te închin lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Te dai pe tine însuți lui Dumnezeu. 2 Corinteni 8,5. Dai timpul tău lui Dumnezeu. Psalmul 34,1. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme, timpul dat lui. Dai bunurile tale dacă Domnul îți cere. 2 Corinteni 8,3. Îl recunoști în toate planurile tale. Proverbe 3,5-8. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. În concluzie, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Știi că Dumnezeu are numai un Fiu, pe Iisus Hristos? Dar știi că prin nașterea din nou și tu poți să fii Fiu de Dumnezeu? Însă Cel în care trebuie să crezi pentru mântuire, Cel în care trebuie să crezi pentru viața eternă, nu este unul din sfinți, ci este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă crezi cu adevărat, dă-i cinste ascultându-L. Poate a îngăduit să fie puțin noroi pe tine, puțină tină pe tine, să nu-ți faci probleme. Că după tina aceasta, așa cum a pus pe ochii orbului, vei vedea mai bine toate lucrurile. Poate că a fost scuipat pe tine. Cei de lângă tine te-au scuipat, te-au împroșcat. Nu-ți face probleme. Dumnezeu are în Iisus Hristos o scăldătoare mai bună decât Siloamul. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Te poate face cu o bucurie după aceea pe care n-ai întâlnit-o nicăieri. Poate că cei de lângă tine ți-au zis că ești un pic excentric în pocăință, ești fanatic. Au spus, în cercul nostru de rugăciune nu încapi, în corul nostru nu poți intra,
În grupul nostru de închinare nu e loc pentru tine. În biserica aceasta nu. Nici o problemă. La pieptul lui Iisus Hristos este loc pentru toți. Este loc pentru toți. Dar trebuie să crezi în El. Însă, dacă crezi în El, n-ai să împingi pe frați afară, n-ai să vorbești de rău pe frați și pe surori. Dacă crezi în El cu adevărat, nu vezi în semenii tăi dușmani, îi iubești, te sacrifici pentru ei, pentru că având ochii spălați de Domnul Iisus Hristos, ai început să vezi bine. Vezi bine pe frați, vezi bine pe surori, vezi bine pocăința, vezi bine casa Domnului, vezi bine așa cum vede Dumnezeu. De aceea, astăzi, dacă poți răspunde pozitiv la această întrebare, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Astăzi, adu-i închinare. Așa cum știm acest pasaj biblic din Psalmul 45 cu versetul 10. Și fiindcă este Dumnezeul tău, adu-i închinarea ta. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în acest fel. Amin.